Primăria Comunei Păușești-Otăsău a depus în această toamnă un proiect pentru modernizarea drumurilor de interes local în valoare de 9,4 milioane de lei. Dacă va fi declarat eligibil, banii vor fi utilizați pentru asfaltarea 6 km de drumuri din toate satele componente. De asemenea, vor fi amenajate rigole și podețe de acces în gospodării. Comuna Păușești-Otăsău se numără printre puținele localități din Vâlcea care au o strategie de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. Printre obiectivele propuse în acest plan se mai numără și amenajarea de trotuare și alei pietonale, înființarea unui sistem care să producă energie electrică din surse regenerabile, din panouri solare sau eoliene, sistem care în timp ar ajuta localitatea să devină independentă din punct de vedere energetic. De asemenea, în strategie este prevăzută înființarea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale, amenajarea centrului civic, amenajarea unor creșe cu program prelungit sau construirea unui bazin de not. Pentru implementarea acestor proiecte, Primăria Comunei Păușești-Otăsău urmează să acceseze în fonduri europene și guvernamentale.